Academia Europa FM. Cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni! Vă spun bine ați revenit pe Frecvențele Europa FM. Dacă e joi, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre educație și despre ce se întâmplă în școlile din România. În urmă cu câteva ediții, i-am avut ca invitați pe câțiva dintre profesorii de la Merito care ne-au oferit cumva perspectiva lor asupra lucrurilor care ar trebui să se întâmple în perioada următoare în învățământul românesc. Tocmai de aceea am considerat necesar să îi avem astăzi alături de noi și pe reprezentanții elevilor și părinților. Le spun bun venit doamnei Juliana Constantinescu din partea Federației Naționale a Părinților și lui Robert Avram din partea Consiliului Național al Elevilor. Vă mulțumesc are mult pentru prezența în studio. Bună Mulțumim și noi pentru invitație. Uh, să știți că uh, eram foarte curios să știu uh, cam, cum, uh, cam cum se vede schimbarea uh, ministrului uh, din perspectiva părinților și elevilor și așa uh, ca să dăm startul discuției, care sunt așteptările dumneavoastră uh, cu, privire la, uh, cu privire la noul ministru Robert? Da, noi am și lansat, chiar cu o zi înainte de numirea noului ministru, am lansat public un document, i-am spus noi un document de poziție, în care am pus câteva dintre principalele solicitări pe care le avem de la noul ministru, indiferent cine va fi acela, acum avem pe doamna Ligia Deca, în care ne-am exprimat dorința vis-a-vis -vis de participarea copiilor, de consolidarea proiectelor de lege ale învățământului preuniversitar și nu numai atât, pentru că nu vorbim doar de adoptarea legii, care se poate face în destul de scurt timp, și vorbim mai ales de acte în normative. Fostul ministru ne spunea că vorbim de câteva sute de ordine de ministru și hotărâri de guvern care trebuie adoptate și care trebuie adoptate din perspectiva noastră cam până la sfârșitul primăverii într-un scenariu destul de nu foarte optimist. Asta pentru că este firesc să ai o anumită perioadă de tranziție în care și profesorii și elevii și părinții deopotrivă să aibă timp să se acomodeze cu noile schimbări, să citească puțin ceea ce va trebui să se întâmple în școală și mai departe și nu în ultimul rând legat de dialog și de participarea copiilor, pentru că participarea tinerilor la deciziilor este un principiu asumat de altfel la nivel european. Deci ne-am dori ca el să fie transpus în legislația românească, mai ales în școală, pentru că este absurd să ne așteptăm ca în societate, atunci când un tânăr iese din școală, să aibă curajul să își spună punctul de vedere, să fie un tânăr activ, civic, implicat în problemele din comunitate, dacă nu este învățat să facă asta încă din școală și dacă în școală nu este învățat că nu este judecat pentru opinia pe care o are, ci mai, mai mult decât atât este sprijinit să-și o exprime. Asta a fost principalele solicitări de la noul ministru pe care i le-am transmis inclusiv într-o întâlnire pe care am avut-o cu da. Mă gândeam acum la ce spuneai un pic mai devreme, că uh, sunt lucruri, sunt detalii care țin cumva și de mentalitatea corpului profesoral. Nu, la un moment dat nu ai nevoie de o lege nouă, nu ai nevoie de un ministru nou uh, ca profesorii să poată încuraja, iată, copiii să-și exprime liber uh, un punct de vedere. Uh, care sunt așteptările părinților, doamna Constantinescu? Scu? Păi, așteptările părinților nu au cum să fie decât uh, aproape similare cu cele ale elevilor, pentru că noi suntem acolo pentru ei. Așteptările noastre sunt în primul rând cele de predictibilitate, deci ne dorim să avem predictibilitate, să știm, așa cum a spus și Robert, cu ceva vreme înainte să se producă niște schimbări, să le înțelegem, să le discutăm, să le aprofundăm ca să știm ce avem de făcut și pe lângă toate acestea ne dorim dialog. Dialog, să consolidăm rolul nostru de partener și avem convingerea că Ministerul înțelege rolul pe care familia îl joacă în educația oricărui copil. Și despre asta e vorba. Mai încolo vom vedea. Așteptăm cu nerăbdare să se definitiveze ultimele modificări pe noua legislație din domeniul învățământului. Să sperăm că vom avea totuși ocazia să le mai reanalizăm înainte de, de, a, de ca ele să plece pe parcursul de avizare legislativă. Și, evident, odată cu noua lege și toate celelalte acte subsecvente, că sunt, așa cum a spus și Robert, foarte multe ordine de ministru și metodologii care trebuie adaptate pe noua legislație. Ați avut și tre care trebuie să se întâmple până în primăvară ca să putem începe un an școlar, știind clar, un nou an școlar în 2023, știind clar ce avem de făcut. Păi, din semnalele pe care le am eu, din partea celor mai mulți dintre părinți, îngrijorările, îngrijorările lor vin în mod special din zona temelor date de valorile naționale și de bacalaureat, probabil că le-ați inclus și pe asta când ați vorbit de predictibilitate. Ați avut relativ recent o întâlnire cu doamna ministru și eram foarte curios să știu care au fost temele pe care le-ați discutat. Ieri am avut prima întâlnire cu doamna ministru în calitate de ministru al educației al Dumnei, pentru că întâlnirea am avut și înainte noi am colaborat foarte mult pe proiectul România Educată, deci avem o, în spate o lungă colaborare cu doamna Deca de aceea și suntem optimiști au fost mai multe subiecte care au fost abordate. Evident că cel mai important a fost cel legat de noua lege a educației și vorbind de predictibilitate s-a insistat foarte mult pe ceea ce a trezit cea mai mare îngrijorare din rândul părinților și elevilor, examenele naționale. Iar doamna ministru ne-a dat asigurări că vom avea parte de această predictibilitate, că vom ști uh, schimbările care se vor produce cu cel puțin un ciclu de învățământ înainte, adică ele se vor aplica celor care vor intra la momentul adoptării legii în ciclul gimnazial, adică în clasa 5. -a. Vorbind despre evaluarea națională, și admiterea la liceu și pentru cei care vor intra în acel moment în clasa nouă, vorbim despre bacalaureat. Și reprezentanții Consiliului uh, Elevilor au avut uh, o întâlnire cu prim-ministrul... Uh, Ciucă, pe să zicem subiectele astea care ard, mai ales acum în apropierea sezonului rece. Care au fost concluziile, care au fost promisiunile care v-au fost oferite? Am avut mai multe puncte pe agenda. În primul rând, ne-am asigurat că din partea guvernului va exista susținere, în așa fel încât absolut nicio școală în România să nu treacă în uh, regim de predare online, din cauza problemelor uh, cauzate de criza energetică. Guvernul a dat că nu va exista o astfel de problematică și că, în măsura în care va fi nevoie, vor fi asigurate fonduri pentru plata factorilor de la bugetul de stat. Dar poate o problemă și mai importantă pe care am dezbătut-o este cea a transportului elevilor, sau mai pe scurt problema nedecontării navetei elevilor, pentru că Deși în lege scrie că avem transport gratuit, lucrurile nu se întâmplă și nu se întâmplă nu de ieri, de azi, ci de vreo 10 ani, dacă nu chiar mai bine, de când tot există probleme cu aplicarea legislației. La solicitarea noastră, prim-ministrul și-a asumat constituirea unui comitet interministerial care urmează să se întrunească în zilele următoare la guvern, în care fac parte reprezentanții cancelarii prim-ministrului, Ministerului Educației, Finanțelor, Dezvoltării și Transporturilor, practic cele patru ministere care vor fi de linie atunci când vine vorba de, respect, de rezolvarea problemelor, că aici nu mai vorbim doar de educație, vorbim de asigurare de fonduri de la finanțe, monitorizare de la transporturi, relația cu autoritățile locale prin Ministerul Dezvoltării și, evident, observator vom fi noi, reprezentanții elevilor și ai părinților, fără doar și poate la fiecare întâlnire, ne-am asigurat de acest lucru și suntem optimiști, pentru că am agreat o formulă pe termen scurt până la momentul adoptării noii legea bugetului de stat, vorbim de acea sumă forfetară care va fi acordată în avans elevilor, iar pe termen lung, deci din ianuarie sperăm noi nou Buget de stat să asigure subvenționarea operatorilor de transport, fie prin Consiliile Județene, fie premierul Ciucă propunea ca intermediarul, atunci când vine vorba de plată, să fie primăria din localitatea din care pleacă elevul. Astea sunt două aspecte cumva mai tehnice pe care o să le discutăm, dar actuala legislație, dacă nu va fi modificată, vă spune foarte clar, intermediarul este Consiliul Județean, el încheie contractele cu operatorii de transport și oferă licențele. Da. Că veni vorba despre uh, legea privind bugetul, uh, eram, eram curios să vă întreb: cam care credeți că sunt zonele cele mai fierbinți, acolo unde este nevoie mai mare de bani în învățământul uh, românesc? Pentru că sunteți cumva uh, în contact direct cu autoritățile și, uh, fără îndoială, ați comunicat de multe ori care sunt zonele cele mai sensibile. Uh, la ce să ne așteptăm? Care vor fi uh, solicitările, propunerile dumneavoastră? Unde ar trebui să meargă banii mai repede? Uh, și uh, cam, uh, care ar trebui să fie soluțiile să, care să compenseze... Uh. Păi mai întâi de tot ar trebui să avem buget și să avem un buget corespunzător cu ceea ce prevede legea educației, adică să avem finanțare pentru învățământ și să nu ne mai oprim la 2 și un pic... Uh, credeți, că sunt, credeți că sunt șanse să, uh, să ajungem la bugetul de care vorbea domnul Când pe 15% din bugetul consolidat? Uh, în anul următor nu cred dar promisiuni sunt că el va crește treptat până când vom ajunge la ceea ce visăm cu toții. E clar că nu, de la anu, nu, nu am această speranță, sincer. Din contră, pot să spun că am chiar certitudinea că nu va fi așa, nu, nu văd cum deocamdată, dar da, ne dorim cu toții să ajungem acolo și promisiunile sunt că el va crește exponențial în așa fel încât în foarte scurtă vreme să ajungem la acel 15% din bugetul consolidat. Unde credeți că ar trebui alocați banii uh, mai repede? Clar, trebuie să ne îndreptăm cu mai multă atenție pe zona rurală, acolo unde sunt decalaje mari între ceea ce se întâmplă în urban și mai ales în urbanul mare. Avem nevoie de investiții, în primul rând, în infrastructură, pentru că știm cu toții cum arată unele școli, știm cu toții ce lipse de um, resurse educaționale sunt în foarte multe școli. Mă refer aici, în primul rând, la tehnologie, la acele laboratoare și săl de clasă pe care, mai, pentru care mai nou avem un ordin de ministru din primăvara aceasta care are reglementează niște standarde de dotare și pentru care ni s-a spus că există bani din PNR și care vor fi direcționați în, în zona aceea, deci cumva iată, am salvat din bugetul național. Și să sperăm că se vor întâmpla lucrurile acestea. Și evident, îngrijorarea cea mai mare care este în momentul acesta este să trecem iarna cu bine, să existe facturi pentru utilități și la fel și Ministerul Educației a dat asigurări că se va întâmpla acest lucru, că este sub foarte atentă observație ceea ce se întâmplă în teritoriu, că Ministerul e în permanență legătu permanentă legătură cu ISG-urile și cu Consiliile Județene, în așa fel încât dacă undeva apare o problemă reală, să se poată remedia cât se poate de repede. Ce spune Levi? Unde, unde e nevoie mai mare de bani? În primul rând, ne dorim o creștere graduală. Acum este clar că nu vom putea trece la 50% din bugetul național consolidat, care, raportându-ne la actuala finanțare, însemna dublarea și un pic mai mult decât dublu. E clar că nu se poate, nici măcar nu este fezabil din punct de vedere fiscal să facem o trecere atât de, atât de mare. Dar ceea ce am solicitat noi uh, și iarna trecută, atunci când era adoptată legea bugetului de stat, a fost ca guvernul să-și asume și asta o vom menține până la unul legii în vigoare, o creștere cu cel puțin 0,7-0,8% din PIB, ne raportăm în continuare la PIB, în așa fel încât să putem avea o reformă reală. Pentru că, deși domnul ministru Câmpeanu spunea pe atunci că vom, avea, vom atinge pragul de 15% abia în 2027, nicio reformă implementată până la momentul respectiv, nu va avea absolut niciun efect și nu va avea un rezultat pozitiv dacă nu va beneficia de finanțare. Acum sunt câteva direcții pe care ni le dorim. În primul rând, costul standard pe relev, cheltuielile cu bunuri și servicii. Din păcate, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, organismul din uh, zona Ministerului Educației care aprobă propune de fapt costul standard prelegiu și propune către guvern, nu a fost constituit până la acest moment. Deși el ar trebui constituit din vară și să se întrunească până la începutul anului școlar, în așa fel încât guvernul să poată aproba noua metodologie, ce ne nu este nici măcar acum constituit. I-am spus domnului ministru la întâlnire că ne dorim semnarea ordinului cât mai repede, pentru că propunerile au fost transmise, propunerile de delegație au fost transmise încă din luna iulie. Deci a trecut ceva timp, ministerul a rămas în urmă din punctul ăsta de vedere și nu mai putem accepta nicio întârziere. Ca atare avem nevoie aici de o diferențiere foarte mare în funcție de, de context socioeconomic al fiecarei comunități, contextul specific, zona din care provine să avem niște coeficienți de diferențiere foarte clari, mai ales din punct de vedere al vulnerabilităților comunităților, pentru că aici este problem. avem comunități care au nevoie de o finanțare suplimentară mult mai mult decât acum și ar trebui să aibă posibilitatea să o acceseze. Prin costul, standard pe relev, mai ales. După care vorbim din nou de infrastructură, este evident că avem nevoie. Nu mai putem accepta o infrastructură neadaptată a secolului, a secolului 21. Suntem într-o situație deplorabilă din perspectiva asta. Chiar dacă în urbanul mare vedem unități de învățământ odată foarte bine, țile sunt cazuri izolate, realitatea și nici măcar în urbanul mare, nu avem infrastructură de calitate în foarte multe locuri, realitatea este total alta, avem nevoie de investiții în infrastructură, avem nevoie inclusiv de creșteri salariale pentru cadrele didactice, pentru că ne uităm la momentul de față la criza de personal din sistemul de învățământ și este firesc că nu putem să redăm statutul profesiei de cadre dacă nu majorăm și salariile, este firesc. Și am solicitat Ministerului și am susținut întotdeauna demersurile federațiilor sindicale pentru creșterea Însă, evident, luând în calcul și anumite criterii de performanță pe care nu trebuie să le trecem cu vederea, nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă în care cheltuim tot bugetul educației pe salarii, dar nici să rămânem în punctul în care suntem, pentru că mai rău de atât nu știu dacă se poate. Și poate eventual o parte dintre banii ăștia să, să ajungă și în formarea profesională, în cursurile da, de clar. formare, pentru că, sigur că da, este nevoie, toată lumea o spune și toată lumea este de acord cu asta, este nevoie de salarii mai mari, da. așa cum, în egală măsură, colegii noștri au nevoie și de cursuri de formare profesională, uh, politici în acest sens gândite serios, consistent, în așa fel încât să se schimbe de adevărat la niște lucruri în sala de clasă. Uh, relativ recent, uh, reprezentantul unui partid politic a propus ca o măsură de finanțare suplimentară a, a școlilor uh, alocarea celui 3,5% din impozitul pe venit uh, care ar putea fi donat școlilor. Credeți că este o măsură care poate fi de ajutor sau mai degrabă adâncește inegalitățile între școlile bogate și cele de care aminteați, de care vorbeați mai devreme, școlile sărace din mediul rural? Măsura este aplicabilă și acum prin asociațiile de părinți care funcționează în anumite unități de învățământ, da, acel 3,5% poate fi direcționat către asociațiile de părinți care sunt ONG-uri da, și care pot absorbe acești bani. Uh, nu văd ca pe o soluție pentru că discrepanțele vor fi din ce în ce mai mari. Vom avea în continuare școli în care sunt părinți potenți financiar și al căror 3,5% chiar face diferența și vom avea în continuare școli unde sunt părinții care trăiesc la limita subsistenței și care nu, pot, nu, vor putea investi în... Nu vor, nu vor avea ce să redirecționeze către școlile în care copiii lor învață. Deci, cu alte cuvinte, uh, soluții private. să mai finanțe. vorbim de faptul că nu este echitabil pentru organizațiile neguvernamentale care nu funcționează decât pe fonduri private, în timp ce școlile au, slavă Domnului, atât cât de puțin este. Finanțare de la bugetul de stat. Să nu uităm de altfel că nici măcar nu este firesc ca principiu ca banii pe care un cetățean îi poate redirecționa către segmentul privat, către mediul non-guvernamental, să ajungă tot la stat, să fie gestionați tot de stat. Eu, da. Sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere și cumva nouă ni se pare că. Așa încercăm cumva să aruncăm cartoful fierbinte în mâna altcuiva. Mm -hmm. Nu este firesc ca părinții să suporte nici măcar un leu din buzunarul propriu pentru absolut orice ar fi nevoie în școală. De asta avem bugetul rândului de învățământ, bani publici, de asta avem autorități publice locale care sunt responsabile de finanțarea complementară, de dezvoltarea infrastructurii, de asta avem bugetul de stat, de asta avem costul standard pe relev, secțiunea de bunuri și servicii, nu trebuie să facem așa un ocol de la soluție și să prezentăm cumva o, o falsă rezolvare, pentru că de fapt aici credem că ajungem. Da, poate că măsura sună bine, da, ai posibilitatea să susții școala, dar din nou principiul de la care trebuie să pornim ar fi că educația este gratuită și elevii nu ar trebui sau familiile lor nu ar trebui să plătească nici măcar un leu pentru a, pentru a avea acces la niște servicii la cele mai înalte standarde de calitate, indiferent că vorbim de o școală din mediul rural, într-o comună undeva mai departe de, de centrul județului sau că vorbim de București, sectorul 1, indiferent de școala în care studiezi trebuie să ai un act educațional la cel puțin aceleași standarde de calitate, fără diferențieri din perspectiva asta. Bine, acum vă mărturisesc că am senzația că mulți dintre părinții care ne ascultă acum și care sunt în situația de a plăti o grămadă de bani pe meditații pentru copiilor sau poate chiar cu mici contribuții, hai să nu-i mai spunem fondul clasei că a fost interzis, dar niște bani acolo pentru uh, lucruri care trebuie în mod curent copiilor în sala de clasă, cred că toți se strâng într-un fel sau altul. Dar că, că veni vorba de, de meditații, este un fenomen, este, nici nu știu cum să-i spun, că noi nu mai, mai dăm de capăt. De ce avem atât de mulți elevi nevoiți să facă meditații și, din nefericire, iată, și părinții săraci care suportă costurile? spuneți un pic mai devreme, învățământul ar trebui să fie gratuit. De ce am ajuns în situația asta? Eu aș numi eu chiar o industrie paralelă în ultima vreme, că adică vorbim de un raport al Eurostat ne arăta, și al Comisiei Europene ne arăta acum câțiva ani buni, că vorbim de miliarde de euro anual care intră în meditații. Lucru total nefiresc, nu mai vorbim de, de bani impozabili până la urmă. Uh, și din nou, principiul de la care trebuie să pornim ar fi că, în primul rând, nu ar trebui să dispară, asta e clar, nu pot dispărea, însă ele nu ar trebui să devină un substitut al activității de la clasă, pentru că aici este problema, de multe ori ele se substituie a ceea ce nu se face la școală. Din păcate, avem cazuri și nu puține în care fie elevii sunt forțați să meargă la meditații, fie ceea ce se face la clasă nu este făcut cu atât de mult interes, pentru că știi că îți va veni copilul la pregătire și îți va da o anumită sumă de bani care tocmai de asta am ajuns și la situații în care avem profesori care se gândesc pe bună dreptate să renunțe la catedră pentru a continua exclusiv cu meditațiile, pentru că de acolo și au venituri uneori chiar și dublu față de salariul pe care îl obțin de la școală. Lucru total nefiresc. Din nou, soluția pe care noi am, am propus-o aici, niște standarde de evaluare unitare, să trecem la o programă și la niște planuri cadru care evaluează competențe și nu cunoștințe, pentru că, din păcate, la momentul de față, încă vorbim de o învățare pentru examen și atât, cumva orbește, și ajungem în situația în care elevii sunt nevoiți să memoreze literalmente de la profesori comentarii de 3-4 pagini ori 20 de opere care sunt la limba română la Bax, spre exemplu, fiind nevoiți din nou să nu și poate exprima neapărat perspectiva și punctul propriu de vedere cum ar trebui să se întâmple și ajung să apeleze la meditații pentru că simt că în clasă nu pot ține pasul și aici avem foarte mulți factori care ne, care ne, influențează negativ. De asta ar trebui să ne uităm mult mai mult la ceea ce se face în fiecare clasă, avem standarde de valoare, standarde de calitate, care să fie atent monitorizate, pentru că asigurarea calității nu se face prin evaluarea de hârtii, ci se face prin evaluarea activității propriu-zise de la clasă. Pentru asta ar trebui poate, nu știu, să, să regândim și sistemul ăsta de evaluare. E, e, foarte adevărat, astă vară, vreme de vreo două luni, s-a vorbit foarte mult despre, despre, sistemul de evaluare din România. Care sunt propunerile părinților? Iată, Robert, amintea foarte bine mai devreme, elevii sunt puși fără să, fără să vrea până la urmă în situația de a memora și de a învăța doar pentru un examen. Da, până la urmă, Învățământul ăsta ar trebui să însemne mai mult decât niște examene în urma cărora obții o diplomă. Nu? Da, pentru asta ar trebui să regândim uh, sistemul de evaluare. Cum vedeți dumneavoastră? Noi cerem de foarte mulți ani nu numai în sisteme de evaluare și standard de unitare de evaluare, ci și standard de unitare de predare, pentru că și aici avem foarte mari probleme, de, ne plângem de foarte multe ori că programele sunt încărcate, dar în momentul în care începem și le studiem în profunzime, mai ales pe, să zicem pe o disciplină pe care cât de cât o stăpânești, constați că programa nu e chiar atât de încărcată și de multe ori profesorul e cel care o supraîncarcă venind și predând mult peste nivelul de studiu la care se raportează da? și venind cu foarte multe noțiuni suplimentare și cu tot felul de um, definiții care sunt mult peste vârsta copilului și îl încarcă pe elev cu mai mult decât ar trebui să îl încarce la vârsta dar asta e deja o altă poveste și am uh, spus-o doar pentru ca să-l completez pe Robert, pentru că sunt total de acord cu ce a spus el înainte. Și mai vorbim și de categoria celor părinți care intră în panică. În momentul în care ajung în clasa 7, 8, 11, 12, 12 dintr-o dată văd în jurul meu că toată lumea face meditații. Și atunci mă gândesc, vai de mine, copilul meu a rămas pe din afară, el ce o să facă? Că nu face meditații și nu o să ia bacalaureatul sau nu o să obțină o notă mare la evaluarea națională și poate că nu e chiar o, o nevoie reală, deși sunt foarte puține situații de genul acesta. Și părintele, din panică și din a fi în trend, din dorința de a fi în trend cu toată lumea și copilul lui să n aibă de suferit, se îndreaptă și acel părinte către meditații, deși poate copilul nu ar avea. Ca o nevoie. completare, știu că era un studiu chiar al Ministerului Educației prin 2019-2020, care ne arăta că avem undeva la 40% din elevi și de clasa 8 și de clasa 12, cei care fac meditații. Eu cred că a mai crescut acel a, studiu. evident din că a mai crescut, dar era, mâncă. vorbim de aproape jumătate și nu vorbim de o oh, meditație, ci vorbim de 3-4 meditații chiar din nou, pentru a substitui Obiectele ceea ce nu de examen. Se face la clasă. Și mai grav este că am ajuns să facem meditații la materii care nu sunt discipline de examen. Le facem doar că nu mai putem face față și trebuie să trecem clasa. Nu credeți cumva că tendința asta de a apela la industria de meditație reprezintă, este un indicator și al neîncrederii părinților în instituția școlii? Pentru că spuneați un pic mai devreme și cred că știu și eu foarte multe cazuri de părinți cu copii în școli în care, în principiu, nu sunt probleme, adică lucrurile merg, actul didactic se desfășoară coerent, consistent, dar cu toate astea, în preajma examenelor, părinții simt nevoia să apereze la meditație. Ori asta cred că este ceva mai mult decât teama de examenele respective, cât mai degrabă neîncrederea în uh, serviciile oferite de, uh, de școală. Și uh, -am, cred că m-am tot gândit cum, cum putem uh, diminua, ameliora uh, teama asta a părinților și copiilor vis-a-vis -vis de ce poate oferi școala. Este reală această temere și ea pleacă dintr-o lipsă de dialog între școală și familie de cele mai multe ori. Și o să vă dau un exemplu care acum e personal și poate n-ar trebui să-l dau, dar. Chiar s-a întâmplat, uh, astăzi este vineri, miercuri de dimineață, elevul, unul dintre copiii mei este elev în clasa 12. -a. Am primit un mesaj de la profesorul de istorie, se întâmplă să fie de istorie acel profesor, care ne anunța că începând din acea zi, săptămânal, la o anumită oră din după-amiază, când elevii sunt acasă, va face, benevol și gratuit, o oră de pregătire suplimentară pentru bacalaureat cu ei. Vă dați seama cât de mult a crescut gradul nostru de încredere în actul didactic și în... Uh, convingerea că ai noștri copii vor fi pregătiți pentru acel examen de bacalaureat. Cred că aici este, de fapt, problema. Nu avem o comunicare corectă și deschisă între școală și familie. nu vinovățesc doar școala, pentru că și noi părinții avem și noi bubele noastre, slavă Domnului, nu ni le ascundem, le recunoaștem. Dar cred că trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc și să redăm încrederea asta în actul educațional, pentru că, da, sunt sincope, dar sunt și foarte mulți profesori dedicați. Și ar trebui să ne, să, să redăm încrederea asta a familiei în școală. Cât încredere au elevii în școală? Din păcate, destul de puțină. Și asta pentru că de foarte multe ori își dau seama că ceea ce fac la școală nu este ceva ce de satisface nevoile și interesele. Vorbim aici de programe, vorbim aici de ceea ce sunt acele, acele, ore opționale, curriculum la decizia școlii, care în teorie ar trebui să fie alese de elefe baza nevoilor specifice, dar în realitate ajung să fie niște materii... Completări de catedră. Completări de catedră, într-adevăr. De asta am solicitat Ministerului să scadă norma didactică pe cât posibil și să asigure că alegerea opționalelor se face exclusiv de către elevi și exclusiv în baza interesului pe care îl au. Acum, soluția cred în noi că e, e, destul de simplă pentru a transpune elevului ideea că vine la școală ca să învețe ceva care să-l ajute, este nevoie să-i ascultăm. Aici cred că apare de multe ori problema. Elevii își pierd încrederea nu neapărat pentru că nu le place școala, cât pentru că nu se simt ascultați și dacă vor să spună ceva, Dați la o parte, nu sunt, sunt doar auziți, nu știu, și ascultați, că și aici o diferență de nuanță foarte importantă. Sunt foarte multe subiecte pe care elevii le, le aduc în discuție, dar care, din păcate, nu sunt de, atât de mult discutate. Și poate ar trebui cumva să trecem la rolul școlii, care nu e doar acela de a livra niște conținuturi cumva seci din programă sau dintr-un dintr document, ci mai degrabă este să formeze caractere, să uh, formeze elevi cu competențe care să-i ajute să integreze în societate atunci când vor termina învățământul obligatoriu și pentru asta, din nou, e nevoie să discutăm mult mai mult despre ceea ce interesează pe ei, despre uh, cum să-ți gestionezi emoțiile, pentru că mai ales uh, în urma pandemiei problema uh, socioemoțional la tineri este una din ce în ce mai relevantă și una care se vede din ce în ce mai mult și care are consecințe directe asupra a ceea ce se întâmplă în școală. Atunci când vom transforma într-o totul educația în interesul lui, exclusiv al elevului pentru a-l face pe el să se simtă fericit, să nu vină la școală de frică, să vină la școală cu interes, să știe că nu are de ce să se teamă sau nu are, nu vine nimeni să-i facă rău, ci mai degrabă este cineva acolo care să-l ajute întotdeauna, atunci fără doar și poate vom discuta despre elevi care au încredere foarte mare în școală. Școala din nou trebuie să ajungă și un mediu din care ții informații sigure, pentru că am avut foarte multe probleme și avem în continuare uh, în care dezinformarea paradoxal se face mai ales în școală, din păcate. Și asta am resimțit-o pe pielea noastră în timpul pandemiei, atunci când avem informații total nejustificate, neverificate din punct de vedere științific, care erau transe de la elev la elev, de la profesor la elev de multe ori, fără niciun mecanism de control. Din nou și aici trebuie să lucrăm la... Uh, Media literacy, la competențele elevilor de a ști să discearnă între ce este corect și ce nu, să treacă puțin prin filtrul uh, proprii gândiri, ceea ce au. Pentru că școala din nou trebuie să fie un mediu în care să înveți, să-ți competențe, să știi că te duci acolo cu uh, scopul de a-ți... Uh, aduna niște informații sigure care să te ajute. Da, pare că școala românească n-a fost foarte pregătită pentru provocările pe care le-am văzut noi în, în pandemie. Apropo de perioada asta în care ne-am confruntat cu tot felul de vești, cu tot felul de uh, lucruri pe care mulți dintre colegii noștri și mai ales copii uh, nu le-au putut verifica și nu au avut nici instrumentele cu care să le, uh, să le înțeleagă în adevăratul lor context, uh, citeam relativ uh, recent de o propunere legislativă venind din partea unui partid politic care propune introducerea unei ore uh, legată de uh, în, care să, în care, profesorii să prezinte uh, tradițiile, obiceiurile și cultura românească. Uh, și citam în expunere de motive uh, că această oră este mai mult decât necesară în contextul în care uh, pare să că oficialii Uniunii Europene uh, tind să uh, elimine, să ne ștargă identitatea națională și tocmai de aceea se impune ca elevii noștri uh, să aibă o oră pe să săptămână în care să revină la ce înseamnă tradițiile românești. Cioplit, țesut, gastronomie românească, proverbe și zicători și am rămas relativ surprins. Cum credeți că ar putea fi primită o astfel de inițiativă în școli și ce șansă ar avea? Uh... Dar trebuie să răspundă Robert pentru că ei sunt obiectul muncii respective, dar o să vă răspund eu. Eu o privesc cu umor, cu mult umor. Tot vorbim de planuri cadru și de programe încărcate, dar mai vrem, în fiecare, la fiecare două luni, mai vrem o materie nouă introdusă în programa școlară. Hai să fim serioși, tradițiile se pot învăța sub foarte multe aspecte, la oricare dintre discipline pot exista ore dedicate, da, începând cu istorie, tehnologie, limba română, peste tot, de proverbe și zicători, clar, nu mai punem problema că se învață cu siguranță la limba română, suntem un popor care avem cele mai frumoase și cele mai bine, stătătoare proverbe și zicători, tot ce au spus strămoșii noștri e în continuare valabil și în zilele Ca de Ca profesor de istorie te simt nevoia să vă spun că multe dintre obiceiurile tradițiile astea pe care le, le mai scoatem noi la înaintare așa din când în când, să știți că nici nu au o atestare istorică foarte sigură, că mai mult de secolul XIX prea avem documente care să ne spună da, uite, așa făceau românii noștri pe la 1700-1600. Adică ce avem noi acum este foarte recent și mai degrabă rezultatul unor împrumuturi culturale dintr-o parte sau alta. Și tot din partea aceluiași partid politic are și o propunere interesantă legată de introducerea obligatorie a uniformei. Ce credele vii despre introducerea uniformei? Acum discuția asta e una pe care o purtăm, cred că la fiecare început de an. Nu știu dacă este an școlar la care să nu avem o propunere legislativă pe tema asta și vine de la absolut toate partidele, aproape nu fără excepție. Uh nu știu, nu cred că asta este soluția, mai ales în contextul în care vorbim de uniforme care și acum pot fi implementate, dar elevii nu pot fi sancționați pentru nepurtarea ei, tocmai pentru că de cele mai multe ori ele sunt suportate din buzunarul familiei. Să nu, nu, ai nevoie doar de o vestă sau doar de un tricou, sau dacă mai ai nevoie de cel puțin două bucăți din fiecare, care ajung din nou să fie suportate de părinți, costurile educației gratuite. Poate, elevii nu au neapărat o problemă cu uniforma în sine, din punct de vedere al principiului. Pentru că am avut foarte multe exemple de bune practici în Occident, în care uniformele sunt unele adaptate perioadei în care trăiesc elevii, sunt prietenoase, sunt tricouri, de, poate cu emblema școlii și cu o culoare deschisă, atrăgătoare pentru tineri prietenoase cu ei. Cum în învățământul particular, de pildă. Exact, cum este în multe unități de învățământ particular și care, da, sunt acceptate și, mai sunt acceptate, sunt chiar încurajate mm. de elevii între ei. Atunci putem vorbi de o eventual acceptare, dar cu condiția ca ele să fie asigurat exclusiv de către unitatea de învățământ, nu de către părinți. În aceeași propunere legislativă știu că se vorbea despre posibilitatea introducerii unei burse sociale pentru elevii care nu își pot achiziționa singuri. Din nou, evităm elefantul din cameră. Problema și soluția de fapt nu este să introducem încă un criteriu la bursă socială care de fapt nu face altceva decât să scape statul de răspunderea nu a oferit suficienți bani în de, de învățământ. Avem și acum, din nou, în regulamentul cadru de organizare și funcționare, posibilitatea școlilor să-și introducă uniforme sub orice tip. Avem chiar și școlii mediu public care au introdus niște uniforme chiar drăguțe. Am văzut chiar recent pe stradă niște elevi care erau de clasele de gimnaziu cu o uniformă foarte, foarte drăguță și care îi scotea cumva în evidență dar unde este asigurată tot de către școală prin fondurile pe care le gestionează și prin fondurile pe care le câștigă. Atunci, da, putem vorbi de o soluție. Dar altminte, astfel de argumente care sunt de multe ori un nonsens nu ne ajută să trecem de obstacolele pe care avem și nu vedem de fapt problema reală. Problema majoră a învățământului în momentul de față nu este nici că nu avem uniforme obligatorii, nici că nu avem un unchiul comun pentru că așa era uh, ora de obicei și tradiții românești, și problema este echitatea în primul rând. Dacă ne uităm un proiectul de lege, din păcate, uh, se pune în forma în care a ieșit inițial în consultare publică, se punea semnul legal între educație inclusivă și educație specială, Principiu fundamental greșit, ne bucurăm că întregul capitol va fi rescris la solicitarea și a noastră și a, a, și a părinților. Astea sunt problemele majore, finanțarea subfinanțarea, de fapt, cronică care are consecințe în toate domeniile, nu astfel de aspecte mici care nu influențează cu absolut nimic a, situația de fapt din teritoriu. Da, am ajuns la finalul discuției noastre și vreau să vă mulțumesc tare mult pentru conversația pe care am avut-o. Este foarte clar că ne așteaptă o perioadă încărcată cu multe teme sensibile, așa că le recomand și ascultătorilor noștri să rămână aproape, pentru că, iată, școala românească are nevoie de suport, de sprijin și mai ales de încredere. Vă mulțumesc tare mult, ne reauzim săptămâna viitoare, o seară de milioane. Academia Europa FM cu Marcel Bartic. A Europa FM.